în perioada 20-24 octombrie, a avut loc o nouă sesiune Gain Europe la Budva, Muntenegru. Organizatorii au coordonat o serie de prezentări în domeniul media, în care au fost expuse inițiative, proiecte și potențialul pozitiv al mass media în țările unde este înțeles și dezvoltat adecvat. Având în vedere contextul tehnologic al epocii noastre, eliminarea domeniului media nu reprezintă o soluție, ci găsirea modalităților prin care acest sector poate contribui la transmiterea și extinderea mesajelor, care ne ajută să înțelegem mai profund sensul vieții și, inclusiv, planurile pe care Dumnezeu le are pentru această lume. La eveniment au luat parte reprezentanți ai instituțiilor adventiste din 41 de țări. În cadrul acestui eveniment, Centrul Media Adventist a fost premiat pentru activitatea celor două canale media, Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Rapoartele prezentate de participanți au adus în prim plan conceptele inovatoare dezvoltate de diverse organizații ale Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, având potențialul de a influența semnificativ societatea contemporană. În anumite țări, se depun eforturi constante pentru a face ca mediul media să rămână relevant și actual, adaptându-se în același timp mesajului Scripturii și culturii locale. Această întâlnire încurajează și îndeamnă la o implicare activă în utilizarea eficientă a acestui domeniu sau instrument în prezent.